la ce faci? Unde pleci? Mă duc să iau aer, mama. Te duci să iei aer? Da. Dar ce dragă, noi nu mai avem aer? Ni s-a terminat aerul și se duce domnul să cumpere aer proaspăt de la magazinul din colț sau ce? Păi după o masă copioasă ca masa de Paște, chiar doctorul recomandă o plimbare. O plimbare. Aer. O plimbare. Exact așa cum zicea astrologa la horoscop. Ce zicea? Că tu, dragă, tu ai chef așa dintr-o dată de plimbări, tu, berbecule, ai chef de plimbări și că la plimbările astea o să ai parte de întâlniri neașteptate. Zău? Da. Aoleu, să știi că o veni administratorul cu plata întreținerii chiar în ziua de Paște. Bine, administratorul. Era vorba de întâlniri cu o ea, dragă, cu o femeie. Cu o femeie? Da. Aoleu. Aoleu, vine maică-ta la noi. Te rog să nu amesteci pe mama în așa ceva. Ce, mă? Ce s-a întâmplat? Te-ai dat cu parfum. Nu m-am... Măi, te-ai dat cu parfum, gata, te-ai dat cu parfum. M-am bărberit și m-am dat cu aftershave. Te-ai dat cu aftershave. Cu spirit nu puteai să te dai, nu? Că așa te dădeai când te-am luat eu, cu spirit, nu cu aftershave. M-am dat și cu spirit săptămâna trecută, m-am tăiat aici și m-am dat și cu spirit normal. Ce-ai făcut? Te-ai spălat pe cap? Te-ai spălat pe cap, te-ai spălat pe cap. Mă rog, s-a păcea mai rămas din cap, că zicea foarte clar astrologa aia la horoscop. Ce? Că, dragă berbecule, dacă nu ai grijă, o să-ți pierzi capul, sau mă rog, ce-a mai rămas din el. După o fecioară, care fecioară, o să-ți intre în casa banilor. În casa banilor? Da, da, da. Dar cine-i fecioara asta, mamă? O spărgătoare de bănci? Ai, ce spiritual ești! Ce? Și te-ai pus cămașă, nu? Păi, ți-ai pus cămașă culcată, spălată, ți-ai pus cămașă curată? Voiai să ies în zdrențe? Proasta stă, calcă, spală, ca să iasă dumnealui și te facă pe maciop în cartier. Iubito, știi ce te rog? N-ar fi mai bine să nu te mai uiți tu la astrologii ăia, că spun numai prostii, te distrug. Da, 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 ai vrea tu să nu mă mai uiți, dragă, ai vrea să nu mă mai uiți, dar acolo scrie totul foarte clar. Uite, de pildă, da, de acolo am aflat că ai să faci cheltuieli nesăbuite pe flori și pe șampanie. Pe flori? Da. Păi eu nu cumpăr flori decât la mormântări. Și șampanie știi foarte bine că nu beau, eu beau numai țuică, nu beau șampanie. Tu, tu bei numai țuică, dar dânsa, dânsa, nu bea șampanie cu bulbuci? Care dânsa? Nu mai face pe nisnaiu cu mine. Dragă, scrie foarte clar la horoscop că ai să intri în conjuncție. Cu leoaică, asta scrie acolo. În ce să intru? În conjuncție. Cu mine n-ai mai intrat de anul trecut. Cine e leoaica, berbecule? Ai, mă, nu te mai lua după toate prostiile, mă. Cine e leoaica, te-am întrebat? E roșcata de la șapte? Păi nu-i prietena ta? E, și ce dacă e prietena mea? Nu cumva e bruneta de la parter? E, cum ești tu din bloc, duce și ia gunoiul. Păi nu-i vrea acum să stea femeia cu gunoiul în casă, că scrie nu știu ce la horoscopul ăla. Să stea, dragă, să stea în casă atâta vreme cât la tine Saturn e retrograd și asta în context de lună plină, să stea în casă. Pentru că pe tine, dragul meu, pe tine, luna plină te predispune la declarații romantice. Eu, în afară de calcă și mie cămașa asta și ce avem de mâncare pune masa, n-am mai auzit o declarație romantică din tinerețe. Cui faci tu declarațiile astea romantice? Cui faci declarațiile astea romantice, berbecule? Crezi că mie merdă de declarații? Eu am timp de declarații romantice? Ce? Ce pățin? Deci domnul este macho! El trece direct la acțiune! Doamne Dumnezeule! Da, despre trecerea soarelui prin Venus, ce ai de zis? Ce să zic? Drum bun și să fie sănătos. Ce? Asta e, asta e, dragă, că nu prea o să fii sănătos, pentru că
Ești predispus la boli venerice? Boli venerice? Da. Tu știi cum o cheamă pe blonda din blocul de vis-a-vis? Nu. Venera. Venera? Venera. Venera. Și dacă o chema, o chema tuberoza, mă îmbolnăveam de tuberculoză? Oala, ai chef de glume, ai chef de glume. Eu în locul tău, dragă, aș fi intrat în pământ de rușine. Aș fi săpat cu mâinile mele o groapă acolo și aș fi intrat în pământ de rușine. Măi, măi, ai ajuns ascuns bani de mine. Ce bani? Unde sunt banii, berbecule? Spune unde sunt banii. Ce bani? Săptămâna trecută ți s-au aliniat planetele, astrele și deși numerele de la loto. Unde sunt banii? Unde sunt banii? Ai cheltuit cu asta? Ce de bani? Fii atentă, auzi? Dar în zodia ta ce zice? Zice că balanța, așa, în sfârșit o să afle tot adevărul și că, mă rog, o să facă niște drumuri. Aha. Știi ce înseamnă asta? Ce înseamnă, dragă, ce înseamnă? Că te duci la maică ta. Vezi că habar nu ai de horoscop? De ce? Înseamnă, dragă, că sunt niște drumuri și e vorba și despre mama, dar nu că mă duc eu la ea, ci că vine ea la noi. Vine maică-ta la noi? Exact, și o să stea 2 săptămâni. Aoleu! Aoleu! Ce, dragă? Aoleu! Ce, dragă? Mi-a căzut Saturn în cap. Cu inele, cu toți.